Șeful agenției MI5, Ken McCallum, a transmis marți că agenția pe care o conduce are mult de furcă din cauza întoarcerii amenințării statului islamic în Marea Britanie, în timp ce Iranul și Rusia intensifică tentativele de asasinat și sabotaj de pe teritoriul britanic, scrie The Guardian. Vine cu mai multe informații Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, Maria! Vedem că Ken McCallum avertizează Europa de reîntoarcerea amenințărilor teroriste în Marea Britanie. Care este situația în Uniunea Europeană, dar și în România? Da, într-adevăr, peste o treime din investigațiile Serviciului de Contraspionaj MI5 al Marii Britanii a avut legătura cu grupurile teroriste și, bineînțeles, majoritatea cu grupul terorist Stat Islamic. De altfel, am văzut și atacul din Rusia, ce înseamnă o astfel de acțiune al grupului terorist. După retragerea NATO din Afganistan, statul islamic și-a consolidat poziția acolo și execută atacuri teroriste peste tot în lume. Chiar astăzi am văzut o știre, un afgan a fost arestat în Statele Unite, voia să execute atacuri teroriste în timpul alegerilor. Acest pericol a crescut în primul rând datorită războaielor din Orientul Mijlociu, dar și datorită creșterii, a spune, aproape necontrolate a migrației. De exemplu, în 2023, Uniunea Europeană a eliberat 3,4 milioane permise de ședere pentru migranți, un record pentru anul 2023, însă nu acesta ar fi problema, ci problema sunt cei peste 300.000 de migranți ilegali care ajung în Uniunea Europeană în fiecare an. Aceștia nu se pot angaja și automat mare parte din ei sunt recrutați de aceste grupuri teroriste. Revenind la România, în acest moment în România Serviciul Român de Informații este instituția care coordonează apărarea antiteroristă. În România, sistemul de alertă antiterorist este albastru precaut, adică există risc de atacuri teroriste, dar acesta este scăzut. În România avem la Serviciul Român de Informații o brigadă antiteroristă, dar bineînțeles aceasta nu poate acționa pe tot teritoriul țării într-un timp scurt. Din această cauză s-au dezvoltat structuri antiteroriste și la jandarmerie, Poliția Română, dar și Ministerul Apărării Naționale are o structură care are în atribuții acțiunile antiteroriste. Sunt convins că în viitor, pe lângă amenințarea Rusiei, să nu uităm totuși că noi am fost sub amenințare teroristă până în 2021, ne-am retras din Afganistan, pe urmă a venit amenințarea rusă, aproape că am uitat de această amenințare teroristă, dar aia a existat tot timpul, iar acum ce vrea să spună șeful MI5 este că pe lângă amenințarea Rusiei trebuie să avem tot timpul în vedere și amenințarea teroristă. Cum spuneam mai devreme, aproape majoritatea cetățenilor care intră în România, dar și în restul Uniunii Europene, ilegal, provin din țări majoritar musulmane, unde știm că aceștia sunt ușor recrutați de organizația teroristă Stat Islamic, care reprezintă în acest moment cel mai mare pericol dintre organizațiile teroriste. Urmărim evoluția situației și revenim cu detalii. Mulțumesc mult, Florin, pentru toate informațiile.